Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei frumoase campanii Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. Astăzi este alături de noi Cati Călin, psiholog formator în metoda ESPERE și vorbim pe marginea unui titlu pe care vi-l recomandăm cu drag, Disciplină cu dragoste și limite, soluții practice și liniștitoare pentru cele mai frecvente 43 de probleme de comportament din copilărie. Carte care se află în campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor noștri. Toate cărțile din colecția Parentaj le găsiți în cadrul acestei campanii pe site-ul editurii Herald. Aș începe discuția noastră sau pornind de la acest subiect atât de, hai să-i spunem, arzător, faptul că începe școala, în curând va începe școala. Este o provocare, începutul acesta de an școlar, pentru că este un început de an școlar fără precedent din cauza contextului prin care trecem și bineînțeles că există, mai ales, zic eu, din partea părinților, multă teamă, să spunem, neliniște, anxietate vis-a-vis de forma de învățământ, dacă e mai bine online pentru a proteja copiii din punct de vedere sanitar, medical, dacă e mai bine offline, pentru că, iată, nu putem renunța la școală. Până la urmă, sala de curs, clasa, este o mică comunitate, i-aș spune eu, și viața socioemoțională a copiilor se desfășoară pe lângă casă, se desfășoară și în acest mediu, în cadrul sălii de curs, unde, bineînțeles, copiii zi de zi sunt în fața unor noi și noi provocări. Ce înseamnă, de fapt, ideea aceasta de viață socioemoțională a copiilor, interacțiunea socială cu ceilalți copii, iarăși cât este de importantă și, de asemenea, cât de important este să stabilim cu copiii noștri niște limite, niște granițe ferme, dar în același timp le-aș spune blânde cumva, de a merge pe ideea aceasta de disciplină, de organizare. Până la urmă, ăsta este și rolul școlii, într-o oarecare măsură, de ca din copiii noștri să iasă niște copii totuși disciplinați, organizați, și care nu neapărat că se supun, dar înțeleg ce înseamnă în societate și nu numai în societate, în relațiile cu cei dragi, în relațiile cu semenii, ce înseamnă de fapt niște reguli, niște limite sănătoase. Iată, apropo de ce mi-ai spus, pentru că ai introdus în ecuație și școala, eu aveam inițial aici, știi că în metoda ESPERE arătăm lucrurile despre care vorbim și aveam aici o mamă și un fiu și relația dintre ei, care este esențială așa cum reușește să o construiască și din partea și în capătul mamei și de asemenea ce pune și copilul în relație, dar părintele, adultul este cel responsabil și acolo prezent ca să-l ajute pe copil să-și satisfacă nevoile de bază, inclusiv cele socioemoționale, pentru că el are nevoie de sprijin în copilăria lui. Iată că a introdus în ecuație și școala, să zicem că aici este profesorul, dirigintele, învățătorul acestui fiu care este în acest mod în rolul lui de elev. Iată. Da? Pentru că este fiul acestei mame și este și elevul acestui profesor. Și între cei doi, între mamă și profesor, este important de asemenea să existe o relație pozitivă, o relație care să susțină procesul de învățare și dezvoltarea acestui copil și pe zona abilităților intelectuale și pe zona de integrare în grup și în acest triunghi ne desfășurăm activitatea fiecare dintre noi ocupând un rol. Dacă atunci când eram elev eram în acest rol,
și suntem fii și fiice, putem să fim acum în rol de părinte sau în rol de profesor. Și din experiența mea, lucrurile cele mai intense se întâmplă mai ales în relația dintre adulți. Pentru că sunt tot felul de lucruri diferite. Părinții vin cu anumite idei sau anumite așteptări, profesorii au de asemenea și la coliziunea dintre cele două pot apărea tot felul de dificultăți care să aibă impact, bineînțeles, la nivelul copilului, în rolul lui de fiu-fică și în rolul de elev. Pentru că cele două se confundă de foarte multe ori. Și e adevărat că în România părinții au un rol foarte intens în educația copiilor, în sensul că sunt implicați în teme, sunt implicați în tot felul de lucruri, din punctul meu de vedere, prea mult, aș zice, și se perturbă cumva. Sunt fii și fiice care spun, dar stai puțin, că asta e treaba mea cu profesorul meu. Sau părintele vede doar elevul. Doar elevul din cadrul copilului și conversațiile și comunicarea în puținul timp pe care le avem la dispoziție, chiar dacă acum poate vom fi acasă amândoi, unul într-o cameră lucrând și altul în alta studiind, văd doar elevul. Ce ai făcut la școală? Cât ai luat? Ce s-a întâmplat? Ce ai mâncat? Cum te-ai descurcat? Te-ai întâlnit bine cu copiii sau iar te-ai bătut? Și atunci această diferențiere importantă între cele două roluri e esențială pentru părinți, în sensul să petreacă suficient de mult timp în relația cu fiul, cu fica, dincolo de rolul de elev. Bineînțeles, să ofere susținere în rolul de elev, dar mai ales la solicitarea unuia sau altuia dintre cei doi participanți în procesul de învățare. E adevărat că odată cu pandemia lucrurile s-au schimbat, s-au transformat în mod neașteptat. Părinții au un rol mult mai important cumva în relația educator-educat, ceea ce nu e foarte confortabil pentru niciunul dintre participanți. De aceea va fi necesar să ne adaptăm în așa fel încât să putem vedea că dincolo de cunoștințele pe care le dobândesc copiii, de lucrurile importante în direcția educației pe care nu le neg sub nicio formă, să putem să luăm în considerare și celelalte aspecte despre care vorbim, Sorin, de destul de mult timp și despre care vorbește și cartea noastră apropo de alte nevoi socioemoționale, cum le numești tu, nevoia de apartenență la o familie, la un grup, la o clasă, nevoia de interacțiune cu ceilalți copii, nevoia de a ști cum să gestioneze situații dificile, fie că sunt în relația cu profesorul lui sau în relație cu un coleg, o colegă. Iată, sunt alte aspecte, aș spune, esențiale pe care noi, părinții, să ne putem concentra și să putem lăsa profesorii în relația lor cu elevii lor să gestioneze lucrurile cât mai bine, cu putință, aș zice. E important, mă gândeam în timp ce te ascultam, e important ca atunci când un copil vine acasă, referitor la nevoile socioemoționale, decât sau în loc să-l întrebe părintele cum a fost azi la școală, celebra replică pe care toți părinții o folosesc, să-l întrebe cum te-ai simțit azi? Ar putea fi, pentru că cum a fost azi la școală, e impersonal, e ceva legat de rolul de elev. Cum a fost azi la școală, cum a fost școala? A fost cald, a fost frig, a fost școala era mai roz decât ieri sau mai puțin roz? Foarte, lucruri foarte puțin importante. Pentru că revenind din nou în capătul acesta de relație, în primul și în primul rând, aș zice să lăsăm momentan deoparte școala sau să existe un mod în care să susținem obținerea unei discipline la elev, asta și prin exemplu personal al disciplinei, pentru că este o calitate importantă de dezvoltat pe termen lung, anumite rutine, anumite moduri de program pe care îl avem, dar dincolo de asta să putem să avem în relația noastră directă, părinte-copil, un moment de interacțiune. Și exact întrebarea ar putea să fie cum te-ai simțit astăzi sau ce a fost interesant pentru tine astăzi sau ce întrebare interesantă sau informație sau ce emoții ai trăit azi.
Și atunci poate să fie variabil pentru vârsta copilului, pentru că pot să fie copii mult mai mici care de-abia să învețe ce înseamnă emoțiile și să avem niște imagini sau o scală, așa cum am făcut în școli, de exemplu, un termometru al emoțiilor în care ei să se poată repera legat de ce au simțit când și cum. Scopul fiind deschiderea unei comunicări fără să sărim pe aoleu, da, rolul de elev e în regulă sau fără să sărim cu judecăți. Să spunem, copilul zice, m-am simțit rău astăzi la școală. Da? Am fost foarte trist azi la școală. Să zicem că aduce în discuție o tristețe pe care a simțit-o. E, acum, ce fac eu, părintele? Încerc să-i zic că, aoleu, e trist, nu trebuie să fie trist, trebuie să fie bucuros. A, nu, n-ai avut de ce să simți tristețe. Încerc să elimin emoția sau o iau la mine și zic, aoleu, suferă copilul, trebuie să fac ceva, trebuie să-l fac să nu mai fie trist. Ori această emoție nu mi-aparține și nici nu pot să gestionez în pielea celuilalt. Ceea ce pot face este să ofer deschiderea mea, ascultarea mea, iată, să spunem că aceasta este ascultarea mea, pe care o ofer legat de această tristețe, pentru că, apropo de nevoile socioemoționale ale copiilor, disciplina și cu dragoste și limite, este legată tocmai de a-l susține pe acest copil să poată să știe încet, încet, cum să facă față unei emoții care poate să-l copleșească la un moment dat sau... Dacă a apărut tristețea, nu înseamnă că e ceva rău, înseamnă că e legat de ceva, înseamnă că a pierdut ceva sau a fost martor a ceva. Și atunci să-l invit pe el să spună mai mult, în loc să încerc eu să vin cu soluția salvatoare, să zicem. Iată, vin cu soluția salvatoare pentru a lua tristețea și să nu mai dispară, să fim bucuroși perpetu. Cu cele mai bune intenții, îi invit pe părinți și cred că din ce în ce mai mult facem apel, toți specialiștii și nu numai specialiștii, la ascultare. Ascultare și de sine și a copilului. Iar pentru aceasta, am vorbit despre ascultarea de sine, e foarte important să conștientizăm ce trăim. Pentru că dacă în relație cu copilul trăiesc o mare frică, de exemplu, s-ar putea comunicarea mea să fie în direcția de mi-e frică că o să eșuez, mi-e frică că nu o să-ți mai revii din emoția asta, mi-e frică. Și deseori depunem tot felul de frici la copiii noștri și vorbim din frici. Și atunci e necesar să conștientizez, chiar dacă mi-e frică și asta e ceea ce simt, măcar să spun asta despre mine și să nu arunc asupra copilului niște lucruri și niște imaginaruri negative, amenințătoare pe care le am în interiorul meu. Referitor la cartea Disciplină cu dragoste și limite, cum facem în așa fel încât copilul să resimtă sau să simtă de fapt că noi îi vrem binele și că aceste reguli, aceste limite sănătoase pe care le punem în relația părinte-copil ar trebui să aibă loc și să fie puse cumva, aș spune eu, de comun acord. Nu să impunem niște limite, noi ca părinți, sau niște reguli și copilul doar să le respecte pentru că așa trebuie, ci să-și dea seama că, de fapt, pentru binele lui, dar și pentru binele meu ca părinte, pentru sănătatea noastră psihică, să punem de comun acord aceste limite sănătoase. Da, îmi pare esențial și mi se pare esențial de asemenea să putem fi flexibili și să ne adaptăm nevoilor copilului pe măsura vârstei lui. Și aici, pentru a pune limitele și pentru a construi relația care să fie de folos acestui copil pentru a se dezvolta armonios, primul lucru pe care treptat să pot să-l transmit copilului este diferența între nevoie și dorință. Ori fiecare dintre noi, orice om, deci copilul, are niște nevoi, da? Nevoi care sunt pe diferite paliere, fie că sunt de hrană, de siguranță, fie că sunt de recunoaștere, de valorizare, de apartenență la grup, de autorealizare, multe nevoi.
Ori, nevoile sunt esențiale pentru viață, măsura în care ele rămân nesatisfăcute, atunci viața e afectată sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu. Și de asemenea, pentru că suntem vii, iar copiii mai mult decât oricare alții și poate în societatea noastră cu atât mai mult, au și dorințe. Dorințe legate de noi gadget-uri sau haine cum au colegii lor sau diverse lucruri care țin de vivacitate și sunt minunate. Ori, esențiale sunt nevoile. S-ar putea o dorință să ascundă în spate o nevoie, bineînțeles, putem aprofunda discuția destul de mult. Dar pornind de această diferență, nevoia e ceva care este esențial vieții, iar dorința e minunată, extraordinară, de a fi valorizată, doar că de nevoi, părintele îl ajută pe copil să le satisfacă până când el va face asta el însuși, ca de exemplu când va reuși să se hrănească el însuși, să-și ia hainele el însuși, care să fie potrivite și cu vremea, să poată să gestioneze o situație de conflict, de exemplu, și apar și dorințe. Ori, disciplina are legătură cumva cu asta, că favorizăm nevoile. Și regulile, din punctul meu de vedere, sunt legate de nevoi. De aceea, ca exemplu, regula că nu sunt de acord să mănânce copilul ciocolată până o anumită vârstă, așa cum am gândit-o și o cunosc eu, de exemplu, are legătură cu nevoile lui de dezvoltare. S-ar putea să existe dorința de ciocolată, dar la aceasta, punând cu fermitate și calm limită, voi spune nu acestei dorințe. Da, am auzit că îți dorești să mănânci ciocolată, poate să fie și la o vârstă mai mare sau o oră nepotrivită, și îți reamintesc că, din punct de vedere al nevoii, alte lucruri sunt prioritare pentru sănătatea corpului tău. Spun nu dorinței de ciocolată, dar și spun da unei alte posibilități de hrană, de exemplu. Și atunci am nevoie, ca să pot să fiu suficient de ferm, și clar, am nevoie să știu clar care sunt aceste limite sau lucruri care țin de nevoi și atunci va fi destul de clar, de exemplu, o oră de culcare pe care s-o propun atunci când e vorba despre școală, pentru că, iată, ne confruntăm acum cu revenirea la școală după vacanță și o reintegrare într-un ritm foarte diferit pe care sper să o facem cu toții cu blândețe și nu cu nervi, supărare și stres, mai ales legat de acest context care aduce alte emoții și schimbări și transformări. Deci, și revenind la părinte care este și el om, care are și el nevoi, în măsura în care are multe nevoi nesatisfăcute sau lucruri rămase neprocesate, atunci s-ar putea ca acea fermitate și blândețe să nu apară tocmai pentru că sunt reactivate diverse lucruri în interior. Dar revenind la limite și reguli despre care spuneai, cu cât vârsta copilului e mai mare, cu atât este extraordinar de important să-l implicăm la capătul lui de relație, să fie coautor al satisfacerii acestor nevoi și regulilor. Să putem să găsim lucruri creative împreună, în așa fel încât să vedem cum le îmbinăm pe toate ca să fie fiecare mulțumit și să putem urmări asta în mod constant. Deci este posibil, am nevoie de un ton calm, ferm și în același timp cred că este important, dincolo de aceasta, în relația părinte-copil, apropo de cartea care are și dragoste și limite, să pot face diferența între iubirea pe care o simt pentru copil, iată, și faptul că poate la un moment dat în relație, relația să nu meargă foarte bine. Copiii au nevoie să știe că această iubire pe care noi o simțim pentru ei este independentă de ceea ce fac sau nu fac. Să zicem că au avut un comportament nepotrivit care a încălcat o regulă. Asta nu înseamnă că s-ar putea să am o stare de nemulțumire, să zicem, am o stare de nemulțumire, iată, nemulțumirea pe care eu o simt, asta nu înseamnă că iubirea dispare. Pentru că am văzut multe cazuri de copii care credeau că dacă părintele s-a supărat, înseamnă că iubirea nu mai există. Atunci, iubirea e prezentă. Retragerea emoțională. Exact. Iubirea este permanentă aici. E ceva ce, în relația părinte-copil, îmi imaginez că nu va dispărea niciodată. Și totuși există o stare pe care o am legat de un comportament, și în același timp
o reamintire a regulii pe care am stabilit-o de comun acord. Iată regula legată de acest comportament. În momentul în care ai făcut asta, asta ar însemna să fie o consecință a nerespectării regulii, de exemplu, care să fie cât mai naturală și reparatorie, în sensul că a făcut o greșeală, a vărsat ceva pe jos sau a stricat ceva, care ar putea să fie consecința? Consecința ar fi să repare acel lucru sau a avut un act violent față de altcineva, soră, frate, coleg, colegă, cum ar putea el, fără să-i spun eu ce să facă, gata, face asta, numai să nu te mai prind, lasă că am vorbit eu cu mama, doamna, etc., ci hai să vedem, asta s-a întâmplat. Cum ai putea să repare asta? Să poți să invici și să stimulezi creativitatea copilului și să-l ghidezi ușor în a putea el însuși să poată să găsească o soluție. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre disciplină cu dragoste și limite, Jerry Wyckoff și Barbara Unil, carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald și aflată în campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor noștri. Nu uitați, cărțile de Parentaj le puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii. A fost alături de noi Cati Călin, psiholog formator în metoda ESPERE. Îi mulțumim și de această dată pentru că ne-a oferit informații foarte prețioase, foarte utile pentru noi ca părinți și felul în care gestionăm iată și viața socio-emoțională a copiilor noștri, nevoile socio-emoționale ale copiilor noștri. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!